numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Slăviți să fie Domnul! Îl binecuvântăm numele Domnului și după masa aceasta, căci este vrednic să fie binecuvântat și slăvit. Așa cum spune prorocul Ieremia în plângerile lui, căci bunătățile lui n-au ajuns la sfârșit, îndurările lui nu s-au terminat, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și dacă ne-am ridicat și dacă am putut să ne îmbrățișăm soțiile, familia, mai mult decât atât, dacă am putut să ne punem în genunchi dimineață și să venim aici, este pentru că Dumnezeu este atât de bun și își dorește atât de mult ca pe măsură ce trec ani și vremurile, așa cum spunea fratele Mircea, lumina care locuiește în noi, care ne numim creștini, să fie tot mai lumină față de întunericul care îl vedeți afară. Îl binecuvântăm și îl slăvim pentru harul acesta care ni l-a făcut și cred că nu vrem să fim ca și fariseul acela care a zis: Doamne, îți mulțumim că suntem așa, suntem așa, nu, ci spunem: harul acesta care l-a dat Dumnezeu nu l-a dat doar pentru noi și nu-i valabil doar pentru noi și nu-i valabil că l-am cunoscut noi pentru că suntem mai buni decât alții, nu, ci este pentru toți oamenii, este pentru toți oamenii. Să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi să înțelegem această responsabilitate de a fi ambasadori ai Domnului Iisus Hristos. Nu duminica două ore aici, nu pe alte căi diferite sau în afara Scripturii, nu fără Duhul Sfânt, dragii mei, nu în afacerile, nu în gândurile noastre, nu cu mintea în lucrurile acestea ale lumii. În felul acesta avem mari șanse să fim arătați cu degetul în ziua aceea, că am venit la biserică, că am cântat cântări, că am spus poezii, că am predicat, că am făcut cruci, că am făcut multe lucruri. A lucrurile astea nu ni le-a cerut nimeni ca și prioritate. Prioritatea pe care ne-o cere Domnul Dumnezeul nostru, așa cum s-a amintit aici, este aceea să se vadă acest Iisus despre care vorbim și cântăm în noi. V-am mai spus, cred că acum vreo câteva luni, când am avut un cuvânt aici, că un om învățat l-a întrebat pe un copil în credință: tu ai știut că Domnul Iisus este, așa cum îl numește Biblia, Fiul lui Dumnezeu? Tu ai știut că e Cuvântul lui Dumnezeu? Tu ai știut că e mare preot al mărturisirii noastre după rânduiala lui Melchisedec? Tu ai știut că e Cuvântul din veșnicii? Îl întreabă omul ăsta învățat, creștin, pe tânărul ăsta în credință. Și copilul ăsta nu știa toate terminologiile acestea din cuvânt. Dar îi spune copilașul acesta: măi, eu l-am știut și eu l-am cunoscut pe Iisus într-un mod în care ți-l spun cum l-am cunoscut. Și îi spune tânărul acesta, l-a învățatul acesta, zice: dar tu-l cunoști pe acest Iisus care bate în pieptul omului? Tu-l cunoști pe Iisusul ăsta care te ridică când ești căzut? Tu-l cunoști pe Iisusul acesta care îți spune cuvinte în gură când trebuie să spui Evanghelia la cineva prin Duhul Sfânt? Pe acest Iisus viu îl cunoști? Și învățatul acela a rămas cumva rușinat. Pentru că, nu că nu era creștin, dar pierduse lucrul important. Pierduse Hristos în voi, nădejdea slavei, zice Sfântul Apostol Pavel. Vreau să citesc din cartea Marcu, capitolul 4, de la versetul 35 la versetul 41. Unii frați de aici au mai auzit cuvântul acesta. Săptămâna trecută am fost la Sârbi cu dumnealor și m-am gândit că e potrivit și pentru adunarea de aici să ne zidim cu cuvântul lui Dumnezeu din acest pasaj al Scripturilor. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă.
După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vânturile și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut liniște, s-a făcut liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Am vrea cu ajutorul Domnului să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne slujească în după masa aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar cuvântul lui Dumnezeu scris, ci este, așa cum spune Pavel evreilor, viu și lucrător. Și mă rog Domnului să lăsați cuvântul lui Dumnezeu viu, care este Domnul Iisus Hristos, să vă slujească în după masa aceasta. Să vă slujească inimii, minții, locul în care vă aflați, ca să vă împrospăteze, ca să vă atragă mai mult spre El, ca să vă deschidă ochii înțelepciunii ai cunoașterii și ca să fiți zidiți pentru a fi luminile despre care vorbeam la început. Pasajul acesta al Scripturii îl știți fiecare dintre dumneavoastră, cred că se citește cel puțin o dată în bisericile noastre despre potolirea furtunii. Aș vrea cu ajutorul Domnului să scoatem de aici, din acest text, trei sau patru învățături care cred că ne pot desluși foarte bine și foarte exact ceea ce nu merge în viața noastră, ceea ce n-am făcut bine și am ajuns unde suntem, dar și soluția cum să ieșim din impasul în care suntem. Unii poate aveți impasuri financiare, alții aveți poate dificultăți sufletești, alții vă luptați cu păcate, cu duhuri, alții aveți probleme în familie. Fiecare le are. Duhul lui Dumnezeu le știe pe toate. Domnul Iisus le știe pe toate. Și de aceea să lăsăm cuvântul Domnului să ne slujească. Spune în versetul 36: după ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat pe Iisus în corabia lor, și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, și l-au luat așa cum era. Când am citit cuvântul acesta, așa cum era, m-am gândit și mi-au venit o grămadă de idei și de gânduri, nu știu cât de la mine, nu știu cât de la Domnul, dar cred că și de la Domnul. Ce mult se înșală oamenii care au un Iisus în corabia lor, așa cum nu este El. Mulți astăzi sunt creștini, știți statisticile cum le spune, aceste declarații pe care le-a făcut țara noastră, că nu știu cât la sută, spre 90-95% e declarată creștin-ortodoxă, drept măritoare și fără nicio problemă se poate completa acolo. Ești creștin? Da, ești creștin. De care? Așa, așa, bun. Ai ușor să faci treaba aia acolo. Dar în viața lor, în corabia lor, în viața noastră, în corabia casei, familiei noastre, nu îi acel Iisus așa cum e El. Și acum o să mă întrebați, dar cum e acel Iisus? Ce are acel Iisus? Prima dată vreau să vă spun cum nu-i acel Iisus pe care mulți creștini îl înalță. Sunt creștini ortodox, sunt creștini baptist, sunt creștini cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Mulți
au un Iisus al istoriei în casa și în familia lor. Iisusul acesta al istoriei, frați și surori, este un Iisus pe care îl învățăm la religie, dacă am fost pe la orele de religie, îl mai auzim în anumite cărți, în anumite pasaje scrise și așa mai departe. Acest Iisus al istoriei, dacă rămâne doar al istoriei și istoria ne consemnează faptul că a fost cândva un Iisus, s-a născut acolo unde s-a născut, a pătimit ce a pătimit. Creștinii care se bazează pe acest Iisus al istoriei o să aibă mari probleme când vin furtunile în viața lui. O să aibă mari probleme când o să se afișeze înaintea lui Dumnezeu la judecată. Pentru că acest Iisus al istoriei nu este un Iisus așa cum este El. Apoi, mai este acest Iisus al religiei. Știți bine că religia nu mântuiește. Iisus Hristos, Domnul, mântuiește. Vă aduceți aminte de preoții din vremea Domnului Iisus? Vă aduceți aminte de mai mari? Vă aduceți aminte nu numai de ei din vremea Domnului Iisus? Aduceți-vă aminte de creștinii evrei din vremea lui Ieremia, a lui Isaia. Noi mergem la templul lui Dumnezeu. Noi avem templul lui Dumnezeu. Noi ne închinăm acolo. Aducem jertfe. Facem slujbele. Și prezența Domnului nu mai era acolo. Pentru că viața lor era păcat. Viața lor era păcat. Și Domnul Dumnezeu le spune: ce mi-aduceți toate slujbele acestea? Ce faceți? De ce tot veniți la biserică și omorâți berbecul, omorâți iedul, omorâți toate lucrurile alea, toate animalele acelea ca să faceți jertfele acestea și viața voastră întinată de păcat? Nu-mi plac jertfele astea, nu veniți la biserică așa, întinați lăcașurile mele. Ăsta e Iisusul religiei care astăzi nu știu în ce măsură îl identificăm în viața noastră. Venim la biserică, venim la adunare, dar nu suntem motivați să-i slujim Domnului cu toată inima, cu toată dragostea, așa cum ne-a slujit El pe noi. Ne plictisim, căscăm, abia așteptăm să se termine, ce să mai vorbim de viață de rugăciune, ce să mai vorbim de post, ce să mai vorbim de lucrurile astea. Ăsta e creștinul religios, frați și surori, care are un Iisus în barca vieții lui, dar nu așa cum este El. Și acum, al treilea Iisus, așa cum nu este la care m-am gândit, este acel Iisus pe care oamenii și-l închipuie ei, fără să treacă, cum a zis fratele Mircea, prin nașterea din nou. Ei se gândesc că tot trebuie să facă lucruri. Ei se gândesc că, cum spune Sfântul Apostol Pavel Colosenilor, dacă v-ați născut din nou, dacă l-ați primit pe Domnul Iisus, acela viu în viața voastră, de ce acum sunteți robi unor învățături începătoare ale lumii, ca și cum să țină aia, ziua aia, mâncarea să nu mănâncă aia, să nu... și așa mai departe. Asta e o credință iar falsă. E un Iisus care nu e autentic. Și toți oamenii, frați și surori, și de multe ori am văzut semnele acestea care vi le-am spus acum, ale acestui Hristos fals, religios, istoric și închipui de mintea mea. L-am văzut de multe ori în viața mea. Și am zis: Doamne, distruge acest Iisus din mine, că eu nu vreau să am un Iisus mort în mine, Doamne. Distruge această credință care în loc să mă țină într-o stare de bucurie continuă, de entuziasm ca să-i slujesc Domnului, îs tot pipirig, îs tot distrus, îs tot nenorocit, nu tu bucurie, nu tu viață, nu tu Duhul Sfânt, roadele Duhului, nimic. Și acum, fără să vă supăr sau să supăr pe cineva din trupul lui Hristos, dar în biserica noastră ortodoxă, tare mult se vede acest fel de Hristos, istoric, religios și care e dependent de niște învățături care
De cele mai multe ori nu-s după Scriptură. Să-mi fie cu iertare pe cine supăr, dar eu vreau să spun adevărul așa cum e El. Biblia spune aici că l-au luat pe Domnul Iisus așa cum era El. Frați și surori, știți cum este Domnul Iisus? Domnul Iisus este, în primul rând, viu. Viu. Dacă Hristosul în care spui tu că nu, în care spui tu că crezi, nu este viu în viața ta, viața ta de credință, viața ta de slujire este ceva, cum să vă spun, ca și nici măcar ca și un hobby, poate ca o datorie. Te temi de judecata din ziua de apoi. Spui, hai să vin și eu un pic la biserică, să aprind o lumânare, să-mi fac o cruce, să mă închin, să fac ceva. Ori Domnul Iisus nu ne-o chema la așa ceva. L-au luat în corabia lor așa cum era Iisus. Eu v-am mai povestit că de pe la vreo 10 ani, de când am început să văd și eu lumea asta, până pe la vreo 24 de ani, am fost și eu creștin de Paști, de Crăciun, am fost și eu creștin de, nu știu, odată la 2, la 3 săptămâni, o lună, mai mergeam și eu la biserică, dar credința aceea era o credință pentru că îi vedeam pe ei mei că fac credința asta. Sau mă mai întâlneam cu preotul în sat și îmi spunea, hai mă Sorine, ești tu la biserică acolo, hai să cânti și tu acolo. Nu zicea, hai să te naști din nou. Nu zicea, hai să iei Biblia. Nu zicea, hai să te pocăiești aici înaintea Domnului. Nu. Să ne ajute Domnul, frați și surori, să-L avem pe acest Iisus așa cum este El în viața noastră. Așa cum este El. Omul care l-are pe acest Hristos în viață. Acest Hristos viu nu-L va lăsa să o ia pe căi străine. Și chiar dacă va mai păcătui, va mai greși, imediat îl va mustra în conștiința lui să se căiască pe loc, să plângă pe loc. Acest Hristos viu în viața ta te va face ca oriunde mergi să fii plin de bucurie, să cânți Domnului. Te duci într-o casă unde-i tristețe, te duci într-o casă unde diavolul își bate joc de oamenii aceia și tu vii cu mireasma aceasta a Hristosului viu. Ce ziceți, frați și surori? Se merită credința în felul acesta? Are, cum să vă spun, trebuie să nu fii în toată deplinătatea facultăților mentale, să nu-ți dorești dinamica asta a credinței, a vieții. Să te duci într-un loc, indiferent, prieteni, vecini, rude, să-i vezi apăsat de diavolul și Hristosul din viața ta, pentru că tu te-ai pus la dispoziția Lui să împrospăteze atmosfera acolo, să aducă mângâiere, îndreptare, pocăință. O, cât mă bucur astăzi când văd că asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Să o ai în tine și să te duci să o duci. Și vă spun, împărăția din om nu te va lăsa să fii indiferent. Vă mai spun un lucru. Nu te va lăsa să te gândești mai mult nici măcar la profesia ta, nici măcar la afacerile tale, cât la cum să lărgești această împărăție al Domnului Iisus în viețile a câtor mai mulți oameni. Să ne ajute Domnul! Să ne ajute Domnul! Să-L întrebăm, Doamne, ce Hristos, pe cine port eu în pieptul meu? Te port pe Tine care ai înviat și mormântul gol? Sau port un Hristos al strămoșilor mei, al părinților mei, al tradiției din care vin? Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, nimeni nu se poate naște creștin, ci trebuie să se facă creștin. Al doilea lucru care vreau să îl scot din acest pasaj, și fratele Mircea mi-a luat-o înainte, a vorbit despre un pic de suferințe. A vorbit despre suferințele pe care unii oameni le iau și le pun în cârca lui Dumnezeu și zic, asta e crucea care am primit-o. Eu cred din toată inima că, așa cum a zis fratele, există suferințe pe pământul acesta, dar există două feluri de suferințe.
cum s-a amintit. Suferințele pentru Hristos și suferințele pe care omul și le face el cu mâna lui de cele mai multe ori. Și creștinii religioși, creștinii istorici care au un Iisus în felul ăsta, se ascund aici sub religia lor și zic, oh, păi asta e crucea. Oh, păi astea-s durerile. Astea-s suferințele. Ați știut, frați și surori, că cele mai multe boli de oase, cele mai multe boli, canceruri de oase și de diferite organe, că apoi se duce mai departe, se trage de la neiertare, de la pismă, de la invidie? O, Doamne Iisuse, ai milă de noi. Și noi luăm toate nebunile astea care ne ținem de ele și apoi zicem, asta e crucea. Frate drag, adu-ți aminte de toți oamenii cu care te-ai întâlnit în viața ta. Păi pe ăla nu-l sufăr. Mi-au mâncat 30 de ani din viață. Păi o să-ți mai mânce și de acum până mori. Toți ani, dacă nu-l ierți. Tu cu credința ta. Tu cu... Spune cuvântul aici că s-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai se umplea. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Nu se poate ca un om, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să trăiască cucernic în Hristos și să nu fie prigonit. Nu se poate ca un om care l-a primit pe Iisus în viața lui să nu fie batjocorit, să nu fie, nu se poate. Dacă tu ești ferit de lucrurile astea, dă-mi voie să-ți spun că nu știu pe cine arăți acolo unde mergi. Eu țin minte de a doua zi de când Domnul s-a îndurat de mine și mi-a schimbat viața și am mers la lucru. De a doua zi au început să mă ia colegii la împins vagoane. Bă, Sorine, dar chiar așa? Oriunde mergeam, în orice locuri, în orice... Deci nu există. Nu că îi urăști, nu că nu mai ai comunicare cu ei, nu. Dar nu mai poți să fii părtași la ce se întâmplă în cele mai multe locuri. Fie ele spitale, fie ele locuri de muncă, școli, licee și așa mai departe. Nu se poate. Cum aș putea să mă duc să stau cu prietenii mei și ei să înjure, să facă glume proaste, să vorbească despre femei, să vorbească despre băutură, să bârfească, și eu să stau acolo și să râd cu ei. Eu care l-am pe Hristos în mine. Aș putea să fac treaba aceasta. Nu, și atunci mă duc de lângă ei, dar nu-i urăsc, nu-i disprețuiesc, dar nu mai pot să iau parte la lucrurile acestea. Și atunci începe o cară. Vă aduceți aminte ce spune Sfântul Apostol Petru în 1 Epistolă, în capitolul 4? Spune, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. E așa de simplu. Ucenicii l-au luat pe Hristos în corabia lor așa cum era și a venit furtuna. Și ce vreau eu să vă îndemn din acest pasaj? Da, vin furtuni în viețile creștinilor autentici și din casa lor, poate și din comunitatea lor și de oriunde ori fi, pentru că nu se poate. Hristos trebuie omorât. Și acum a fost omorât acum 2000 de ani, Hristos trebuie scos din orice locuri. Am văzut că ucenicii au încercat să facă un lucru. Nu e scris aici în pasajul acesta, dar spune Biblia că atunci când barca lor a început să fie plină de apă, atunci s-au dus și l-au spus, Mântuitorule, trezește-te! Și m-am gândit, ca și în dreptul meu, că de multe ori când vin tot felul de încercări în viața noastră, noi vrem să le rezolvăm singuri. Noi vrem să le facem noi piept și să stăm noi înaintea lor. Ca și creștini vorbesc acum. Și nu se poate. Când au văzut că crește apa, când au văzut că crește apa și spre punctul să se ducă, s-au dus și l-au trezit pe Domnul Iisus. Și ce vreau să vă îndemn și să mă îndemn și pe mine, e ca orice încercare, orice problemă,
orice situație care vine în viața ta de creștin autentic, născut din nou, să nu încerci să o rezolvi fără acela care deja le-a rezolvat pe toate, fără acela care deja le-a biruit pe toate. Aici greșește foarte mult biserica, pentru că în luptele pe care le are împotriva secularismului de astăzi, împotriva păcatului și din adunare și din biserică și din toate formele sub care vine, încearcă să le rezolve singură și cade și se face de râs, și atunci cei din afară ne văd și zic, vai de ei cum îs. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, l-au trezit pe Iisus, l-au trezit pe Iisus. Și al treilea lucru care vreau să vi spun, frați și surori, și ultimul. De multe ori, cei mai mulți dintre noi primim oarecare cunoaștere despre Domnul Iisus, o oarecare revelație despre Domnul Iisus. Fiecare în felul Lui. Fiecare în felul Lui. Dar să știți că ceea ce experimentăm fiecare, ceea ce gustăm fiecare din Domnul Iisus, așa cum spune Petru în epistola lui, să știți că nu-i totul despre El. Nu-i totul despre puterea Lui, nu-i totul despre măreția Lui. Și iarăși mă întorc și spun că am gustat un pic din Domnul, am gustat un pic din bunătatea Lui, am primit mântuirea Lui în dar și de multe ori rămânem acolo. Nu mai mergem mai departe. Nu vrem să-L cunoaștem mai mult. Nu vrem să experimentăm mai mult din El. Și Domnul va lăsa în viața noastră anumite circumstanțe, poate nefavorabile, care nu ne plac, cu un scop, să-L cunoaștem pe El dintr-un alt unghi, să-L cunoaștem pe El dintr-o altă poziție. Adică, eu L-am cunoscut pe Domnul Iisus la cruce ca unul care mi-a iertat păcatul, ca și Mântuitorul meu. Asta e cea mai comună cunoaștere care există în creștinătate. Cunoașterea lui Iisus ca și Mântuitor, ca și acela care mi iartă păcatele și îmi schimbă viața. Dar sunt mult mai mult decât atât. Sunt mult mai mult decât atât. Și Domnul Iisus, sau circumstanța de aici, dacă ați văzut-o, era furtună, ucenicii erau disperați, ucenicii îl trezesc pe Domnul și Domnul își exercită autoritatea și puterea înaintea lor, ca să vadă că cel care e cu el în barcă nu are numai putere să ierte păcatele, nu are putere doar să șteargă păcatele, ci are putere să aibă de-a face cu orice circumstanță din viața lor și nu numai să aibă de-a face cu ea, dar să o și rezolve. Vă aduceți aminte de cei trei tineri care erau în Babilon? El cunoșteau pe Dumnezeu într-un fel. Îl cunoșteau, știau că sunt acolo pentru că erau în robie. Aveau o cunoștință, citeau Tora, citeau profeții, citeau ce aveau ei, psalmii. Dar vreau să vă spun un lucru, până să intre ei acolo în foc, n-au știut că se poate să fie un Dumnezeu așa de măreț. Până să nu fie în problemă, n-au știut ce Dumnezeu mare au ei în cer. Și așa suntem și noi, sau Dumnezeu vrea de cele mai multe ori ca, ajungând într-o situație critică, într-o situație de felul acesta, să vedem cine e Cel care locuiește în noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit o mare frică peste ei și ziceau, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Păi cum s-au întrebat ei cine e acesta pe care îl ascultă vântul și marea, când l-au primit în viața lor? Dar ei au primit o parte din acest Dumnezeu măreț. Ei au primit mântuirea, să spun așa. Au primit iertarea păcatelor. Dar nu l-au cunoscut și în poziția aceasta de Dumnezeu care are putere în cer și pe pământ. Orice genunchi se pleacă înaintea Lui. Orice limbă mărturisește că El este Domn. Nu l-au cunoscut. Nu l-au cunoscut. Domnul îngăduie
în viața creștinilor autentici astfel de circumstanțe, ca să poți să-L vezi pe El din alt unghi, ca să poți să-L vezi pe El din altă poziție. Vă aduceți aminte ce spune Sfântul Ioan, Evanghelistul, în 1-a epistolă? Spune, mai mare este Cel ce locuiește în voi decât Cel ce este în lume. Dar dacă eu cunosc doar o parte din acela care locuiește în mine, dacă eu îi cunosc doar partea de mântuire și de iertare și nu-i cunosc partea asta de autoritate peste toate lucrurile, partea aceea de vindecare peste orice bol și neputințe, așa spune în Isaia 53, dacă nu-i cunosc partea aceea de autoritate asupra demonilor și a dracilor, nu rămân eu tot copil. Și nu pe bună dreptate Dumnezeu lasă anumite circumstanțe să mă trezesc odată, să-mi vin în fire, să zic, hai că mai sunt trepte, mai trebuie să crești, să te maturizezi. Spune cuvântul Domnului că a venit o frică peste ei. O, ce bună e frica aceasta! Frica aceasta e cea mai bună frică. Când îl vezi pe Dumnezeu că se manifestă în puterea Lui și te cutremuri, te cutremuri de măreția Lui, de atotputernicia Lui, de gloria Lui, de slava Lui, spune Psalmul 66, cât de înfricoșător ești Tu, Doamne, când lucrezi asupra fiilor oamenilor. Pentru că în momentul acela, noi care eram mântuiți, L-am primit pe Iisus în corabia noastră, eram tot, ne uitam la ce zice valul, ne uitam la ce zice omul ăla, eram fricoși că ne ia valul și ne înghite. Dar în momentul în care se manifestă puterea lui Dumnezeu, vine frica aceea care e bună, frica de Domnul în viața noastră. Și frica de Domnul, frica de Domnul, este aceea care nu mai ai cum să-ți mai fie frică de ce se întâmplă în jurul tău. Nu mai ai voie să-ți fie frică de diavol, de demon, de una, de alta, de lume, de războaie, de vești de războaie. Vin valurile acestea, frați și surori, peste noi, peste biserică, peste fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să-L avem pe Hristos așa cum este El în barca vieții noastre. Domnul să ne ajute să înfruntăm problemele noastre cu El la cârmă și Domnul să ne ajute să înțelegem că dacă îngăduie anumite circumstanțe mai grele în viața noastră, le îngăduie ca să ne ia de pe o poziție de credință mică, să ne pună pe o poziție de credință mare. Dacă îngăduie circumstanțe din acestea negative, El le îngăduie ca să se piardă din viața noastră frica de oameni, frica de furtună, frica de valuri, frica de toate lucrurile acestea care sunt, frica de diavol, și să vină peste viața noastră frica de Domnul. Domnul să ne ajute pe fiecare, să ne binecuvinteze pe fiecare. Slăviți să fie Domnul!